comică, a zilei și evident a săptămânii. Discutăm astăzi despre sistemul bancar pentru că ne face plăcere să avem un invitat de marcă, un invitat care cunoaște foarte bine acest sistem bancar. O să vă spun imediat despre cine este vorba. Până atunci, însă, ca de obicei, vă invit să citiți știrile serii pe profit.ro, iar principala știrea serii vine aproape întâmplător, a spune, din sectorul bancar, pentru că Exim Bank a finalizat achiziția Băncii Românești, aceasta este știrea de pe profit.ro. Desigur, mai avem și alte știri legate de sistemul financiar, de exemplu, SIF Banat Crișana și SIF Muntenia cheamă acționarii să voteze eliminarea pragurilor de deținere, o veste așteptată de peste un deceniu. Bun, acestea sunt doar câteva știri pe care le puteți găsi pe profit.ro. Vă spuneam că astăzi discutăm despre, sau plecăm de la sistemul bancar cu discuția noastră, pentru că încă o dată mă bucur că este alături de noi domnul Marinel Burduja, un bancher cu foarte bune cunoștințe și cu bune rezultate în industria bancară. Bună seara, bine ne-am regăsit, bine ați revenit. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult că nu m-ați uitat. Domnul Burduja este și președintele societății de consultanță Atrium. O să vedem și o să ne spuneți ce face societatea și care, în ce domeniu activează societatea pe care o conduceți. Ca de obicei, joi seara, mă bucur să-l avem alături de noi și să fie alături de mine, Cătălin Chivu, colegul meu, Field de Market, da? Bună seara. Bună seara, Cătălin, mulțumesc și ție pentru prezență. Bună seara și de peste 10 ani se așteaptă cu SIF-urile. 10 ani e puțin, eu mi-aduc aminte de 15 ani. Da. Ok, da, așa e. O să facem poate la un moment dat o discuție separată într-o altă emisiune despre SIF-uri. Domnule Burduja, vă propun să plecăm cu discuția noastră. Vreți mai întâi să comentăm știrea zilei? Mă rog, nu e chiar a zilei, dar colegii de la Profit.ro au marcat faptul că Exim Bank iată a preluat sau a încheiat preluarea Banca Românească. A fost o achiziție discutată și discutabilă. Care este opinia dumneavoastră? Vreau să începem cu anii 90. Dacă îmi permiteți. Bine, da. Mă bucur. În anii 90, pentru că am avut privilegiul să lucrez în domeniul bancar încă din primii ani după Revoluție, statul român a avut un privilegiu fabulos. Respectiv, deținea o cotă importantă din sistemul bancar al României. Un privilegiu care astăzi nu mai există și un privilegiu care astăzi, dacă vrei să-l ai, plătești foarte scump. La vremea respectivă, România a avut câteva bănci cu capital de stat, bănci de notorietate. La una din ele, de fapt la două din ele am lucrat. La Banca de Investiții, fosta Bancă de Investiții, eram inspector de credite la sucursala Neamț. După care s-a numit BRD? Exact. Transformat ulterior în BRD. A doua experiență profesională bancară importantă a fost în cadrul Băncii Române de Comerț Exterior. Subliniez Banca Română de Comerț Exterior, care, deși este la originea Bancorexului, din punctul meu de vedere, n-are nimic de a face cu Bancorexul. Deci lucrurile s-au întâmplat totul altfel că s-a... Eu am plecat din Banca Română de Comerț Exterior în martie 1996, înainte de a începe ce știm cu toții că s-a întâmplat acolo. Am trăit toată viața mea cu această rană în suflet că nu pot să lucrez pentru o bancă românească mare. Am fost în anii care au urmat în poziții executive importante la câteva bănci internaționale. Raiffeisen a fost ultima aventură profesională. Am lucrat înainte la Credit Anstalt și la ABN AMRO. Deci am avut privilegiul să cunosc dezvoltarea industriei bancare încă de la origini. Acum, în toată lumea, în momentul în care vorbești de un Exim Bank, pentru că Exim Bank nu este un brand românesc, Exim Bank-uri există în multe țări din lume, aceste bănci sunt o creație a capitalului de stat pentru sprijinirea exportatorilor locali. Dacă am spus asta, înțelegeți ce vreau să spun în continuare. Dacă ar fi fost după mine, preferam să existe o bancă puternică extrem de specializată în sprijinirea exportului, în sprijinirea exportatorilor români. Adică să rămână pe acest culoar. N-a fost să fie așa. Dar de ce n-a fost să fie așa? Că aici vin întrebările, că în anii 90 spuneți de o bancă mare sau mai multe și că n-ați avut
privilegiu să lucrați nu din cauza background-ului dumneavoastră, ci pentru că n-au mai existat. Da. A fost altă tendință. Pe de altă parte, poate ne puteam gândi că ajută, dar au fost niște schimbări la noi greu de înțeles. Imposibil de înțeles, dar atunci poate erau de înțeles, nu știu, sau... Deși, pe de altă parte, în anii 90 se spunea nu ne vindem țara. Până la urmă, băncile s-au vândut. Da. Da. Dacă vreți odată o discuție pe tema evoluției sistemului bancar din România, aș participa cu mare plăcere, pentru că spre nemulțumirea unora s-ar putea să spun multe lucruri mai puțin știute de piață. Revenim la Exim Bank. Dacă eu aș fi fost într-o poziție de decizie, probabil că m-aș fi gândit de foarte multe ori dacă această bancă trebuie diversificată ca și profil de activitate. Ea devine o bancă de retail acum, nu? Devine o bancă universală. Acum, în care vrea să facă și creditare corporatistă, vrea să facă și servicii bancare de retail, ceea ce e foarte, 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 foarte complicat și foarte costisitor. Corect, în plus, să accentuăm acest lucru. E, de fapt, devine alt tip de bancă, devine o altă specie, nu? Adică ea devine una din cele 30 de bănci universale, sau, mă rog, care vor să fie bănci universale în România, fără niciun fel de calități speciale care să o recomande în piață. În plus, această bancă, după cum e ușor de remarcat, va fi un concurent al unei alte bănci cu capital de stat, respectiv CECO, care este o bancă specializată în retail. Dacă va ajunge să fie concurent, așa cum bine spuneți, ca să câștigi cotă de piață în acest moment pe piața bancară românească, e destul de costisitor, nu? Îți trebuie investiții, îți trebuie și oameni. Concurent până definiție, așa că e în piață. Știți ce este cel... Mie mi se pare că piața românească, în primul rând, e o piață, din punct de vedere bancar, foarte mică. Gradul de intermediere financiară în România, după cum probabil cunoașteți, este cel mai mic din toată Uniunea Europeană. Da. Deci, practic, toate cele 30 de bănci, sau câte ori mai fi ele, se bat pe o piață foarte mică. Cu ce se bat pe această piață? Cu prețuri? Nu știu. Condiții sunt impuse de legislația europeană. Calitatea personalului e foarte variabilă. E o migrație de personal de la o bancă la alta, încât astăzi te vezi cu un account manager, mâine este altcineva și apoi mâine este altcineva. Și asta îți creează o stare de instabilitate în calitate de client al băncii. Nu știu care au fost racinile pentru care în 2019 a fost aprobată această tranzacție de Ministerul de Finanțe, condusă la vremea respectivă de cine a fost condusă, că nu vreau să pronunț niciun nume, și nu vreau să întreb nici în ce condiții a fost aprobată această tranzacție de către Banca Națională, care, în mod normal, ar fi trebuit să impună niște linii de conduită profesională. Justificarea singură pe care am citit-o și care e publică este faptul că există o tendință la nivelul Uniunii Europene ca statele să-și mărească procentul de deținere de cotă de piață bancară prin bănci cu capital de stat. Dar nu știu dacă asta e o alegere potrivită, nu știu, de exemplu, de ce nu s-a mărit mai mult capitalul CEC. Nu știu de ce nu a fost creată o bancă specializată, de exemplu, pentru fermieri. O bancă agricolă, după mine, în situația actuală a economiei și a agriculturii românești, în speță, cere o astfel de bancă specializată. Putea să creeze cineva o astfel de bancă de la zero, cu personal specializat. E foarte... Cel mai important lucru în banking este... Cele mai importante lucruri în banking, unul are caracter uman, este calitatea personalului. Al doilea este calitatea tehnică a sistemului. Ambele sunt foarte costisitoare. Și din cauza asta, pentru mine a fost o surpriză modul în care s-a luat această decizie rapidă și... Da, n-aș vrea să o comentez. Rapidă, da. Pentru că Banca Românească nu a excelat niciodată printr-un sistem IT excepțional. Nu acolo a fost modelul de bancă digitalizată. Să cumperi o bancă de retail care să nu-ți ofere practic niște valori și să începi să investești de acum încolo, mi se pare o aventură. Eu sper din tot sufletul că cei care sunt responsabili... Poate va ieși bine. Da. De acord. Haideți să
poate să privim tabloul mai de la distanță și aș vrea să ne spuneți cum arată acum, în opinia noastră, iată, în 2020, sectorul bancar românesc. Cum l-ați caracteriza așa în câteva idei, în câteva minute? În afară de faptul că e mic. Da, a spus pentru... deja că e un sistem mic, cum spuneați, cu cea mai mică intermediară. Cu scuzele de rigoare, l-aș caracteriza ca pe un meci de rugby. Așa, până aici sună bine. L-aș caracteriza ca pe un meci de rugby, întâmplător de numărul de jucători. Întrebarea din ce tir, din ce categorie, că la rugby sunt diferențe foarte mari. Nu îmi spuneți asta, pentru că nu voi răspunde în niciun caz. Ce pot să vă spun este că piața este formată din câțiva jucători grei, internaționali, și dintr-o mulțime de alte bănci, tot internaționale, mai puțin proeminente, în care toată lumea se luptă pentru același segment de piață. Complicat. În toată lumea discutăm de două fenomene. Unul este unul de internaționalizare, al doilea este un fenomen de consolidare a actorilor. Ori exact asta la noi nu se vede, pentru că sunt în continuare, după părerea mea, mult prea multe bănci pentru câte ar avea nevoie România, iar ceea ce într-un fel mă îngrijorează este că nici dinamica achizițiilor nu ne dă suficientă liniște că într-un viitor, mai mult sau mai puțin apropiat, vom avea mai puțin jucători în piață. Adică, într-o țară consolidată cum e Germania, de exemplu, au fost un număr de, în cursul anului trecut, un număr de aproape 600 de achiziții și mergerile în achiziții în Germania, în zona bancară. În zona bancară au fost un număr de aproximativ 140 în Franța, 160 în Italia, deci țări cu economii solide, țări cu economii consolidate merg în această direcție de limitare a numărului de participanți. De ce vă spun că este foarte important să avem un număr limitat de participanți? Toate băncile au, evident, o structură de costuri. Multe costuri sunt redundante de la o bancă la alta. N-am văzut niciodată în piața din România un parteneriat între două bănci. Da, cum ar trebui să arate un astfel de parteneriat? Păi uitați, vă dau exemplu din Olanda, în care două bănci imense, care erau ABN și AMRO, la un moment dat au considerat că își fac prea multe cheltuieli în această zonă concurențială, au hotărât să facă un parteneriat și o serie întreagă de cheltuieli, în mod specific mă refer la dezvoltarea sistemelor de IT și sistemelor de recrutare, promovare de personal, să fie împreună. Deci vă dați seama, dacă doi giganți au ajuns la această... Exemplele pot fi multiplicate. Vă dau acest exemplu pentru că e oarecum și cu niște conotații românești, banca ABN AMRO având o activitate importantă și în România și am fost niște ani de zile vicepreședintele acestei bănci. Există acest egoism, dacă vreți, acest egoism costisitor, că fiecare trebuie să-și facă propria lui feudă, care nu trebuie să semene cu cealaltă, dar apa caldă nu poate fi de multe culori. Poți să schimbi gradele. De ce trebuie să inventăm mereu același lucru? Și repet, toate aceste cheltuieli sunt, de fapt, regăsite în structura de preț a produsului bancar pe care îl cumpărăm toți în calitate de clienți. Deci banca, sigur clienții că are o clienții n-ar fi afectați de o eventuală concentrare? Adică n-ar, în calitatea noastră de clienți n-am avea, nu ne poate pune pe gânduri o concentrare bancară prea pronunțată? Ceea ce pe mine, de exemplu, în calitate de client m-ar satisface, ar fi să văd o preocupare din partea unor bănci, de a-și limita costurile și prin asta să-și diminueze nivelul de comisioane. Da. Sigur că e adevărat aici. Ori, ca să iau un exemplu din piață, atâta timp cât eu merg, îmi deschid un cont de economii la o bancă și banca îmi dă la depozit o dobândă de 0,5%. Corect. Și banca plasează banii mei cu 3, 4 sau cât poate la sută pe piață. Și în plus, dacă vreau să-mi retrag niște cash pentru nevoi curente ale familiei, la banul meu mai plătesc încă 2% comision de retragere. Parcă e
Așa puțin prea mult. Și mie mi se pare nu, prea mult. E foarte mult. E puțin prea ce mult. Se întâmplă oraș? Dar apropo de Germania și de stat și de implicare, țineți minte că anul trecut Deutsche Bank s-a pus problema ca Commerzbank să, da, să fuzioneze și da. A fost o... De asta vă spun. Deci dacă lucrurile acestea atât de esențiale, dacă vreți, sunt tratate cu atâta responsabilitate de bănci mari, mă întreb de ce într-o țară cum e România, care din punct de vedere bancar, repet, e o piață mică. Nu reușesc două bănci măcar să-și dea mâna și să spună, dom'le, ok. Stai un pic, avem o știre. O pregătesc colegii mei că și-au dat două bănci. Bună, nu știu, a fost o achiziție. Vedem imediat în știrea aceasta. Sigur, nu înseamnă că aceasta poate că este excepția despre care putem vorbi. Avem un material numai, dacă este pregătit de colegii mei, va juca de colegii mei de la știri. V-aș ruga să vedem materialul, după care să ne întoarcem la discuția noastră. Vă rog. OTP Bank, locul 9 în topul băncilor după active, a început procesul de negociere cu Garanti, locul 10 în sistem anul trecut, au arătat sursele Profit.ro. Garanti România este controlată de Garanti BBVA Turcia printr-o companie din Olanda. Banca din Turcia este deținută în proporție de aproape 50% de Banca Bilbao, Vizcaya, Argentaria, una dintre cele mai mari instituții financiare din lume, cu afaceri în principal în Spania și America Latină. OTP Bank România este interesată să se extindă pe piața locală prin creștere organică, rămânând deschisă achizițiilor. Dacă apar astfel de oportunități, le vom analiza, au transmis reprezentanții OTP jurnaliștilor Profit.ro. OTP Bank România face parte din grupul ungar OTP cu afaceri în Europa Centrală și de Est. Grupul Garanti, la care BBVA este cel mai important acționar din 2015, are o prezență redusă în afara Turciei, o subsidiară în Olanda și România și sucursale în Cipru și Malta. Garanti Bank avea active de 10 miliarde de lei la finele lui 2018 și o cotă de piață de 2,27%. OTP avea active de 11 miliarde de lei și o cotă de piață de 2,45%. O eventuală fuziune între cele două bănci ar duce la o cotă de piață mai mare decât aceea Alpha Bank, locul 8 după active, dar sub cea a Czech Bank. Acționarul Garanti România nu este presat să vândă banca, având în vedere că aceasta a raportat profit în fiecare an între 2013 și 2018, cu excepția anului 2016. Pe de altă parte, profitabilitatea rămâne sub media pieței, randamentul capitalurilor fiind de circa 11% în 2017 și de 9% în 2018. În ultimii ani au fost încheiate mai multe fuziuni, precum Banca Transilvania Bank Post, Patria Bank Carpatica, în timp ce fuziunea First Bank, Leumi Bank, este pe cale să fie finalizată. La Back in Business, vă reamintesc, suntem alături de domnul Marinel Burduja, președintele Societății de Consultanță Atrium și un bancher cu mare experiență, despre care am și vorbit la început. Așadar, sunt niște mici, hai să spunem, încercări de fuziune și de achiziții, nu? Acum, dar probabil că e insuficient de totuși. Eu vreau să vă spun, în industria asta bancară se vorbește foarte puțin spre deloc de tranzacții în curs. Din momentul în care se discută până în momentul în care se finalizează, durează în primul rând foarte mult timp și de fapt niciodată nu știi dacă care va fi soluția finală. De asta vă rog să-mi permiteți Și aceasta este, să zicem, o tranzacție în derulare. Ceea ce pot să comentez este faptul că există astăzi în piață o serie întreagă de bănci mici care sunt de vânzare, tocmai datorită faptului că obiectul lor de activitate este în acest meci de rugby în care toată lumea se repede pe o minge mică. Am înțeles. Bun. Atunci ne întoarcem totuși la chestiunile generale. Vorbeam despre... Ați dat un exemplu care este chiar real, adică un depozit care poate fi bonificat cu o dobândă de 0,5%, în vreme ce nu, banii sunt plasați la undeva la 3-4%. Și cel mai trist e că se percep și niște comisioane atunci când trebuie să scoți niște bani din bancă. Nu s-a mers un pic prea departe, vă întreb eu cu întrebarea dumneavoastră. Sau, da. Au nevoie atât de mult atât de strâns business-ul bancar încât să meargă chiar pe o zonă de atât de știți cum e? Dură? Am putea face o discuție întreagă despre modul în care este structurat bugetul unei bănci. Dacă vreodată va fi de interes, aș fi bucuros să particip la o astfel de discuție. Pentru faptul că
Din punctul meu de vedere, în ultima perioadă, discutăm probabil de ultimii 5-7 ani, există o decuplare din ce în ce mai severă între viața băncii și viața economiei unde această bancă acționează. Ce mă interesează pe mine în calitate de bancher? Mă interesează să am venituri, mă interesează să am return on capital, mă interesează să am portofoliu de clienți, mă interesează să am orice, nu mă interesează niciodată, subliniez, ce se întâmplă în acest peisaj general al economiei naționale. Având în vedere conjunctura actuală, și nu dezvăluim date secrete, Ministerul de Finanțe al României se împrumută masiv în piața bancară. Absolut. Și atunci eu, ca bancă, prefer să cumpăr creanțe asupra statului român, care nu au niciun fel de risc și sunt destul de bine plătite, au rezultat ușor de regăsit în bilanțul băncii, decât să fac creditarea economiei. Deci e o calea mai simplă, să spunem. Calea eu, mai... până la urmă, de înțeles, din scaunul de banchier pot să înțeleg această... Da. Știți care este marea situație? Problemă, sau cel puțin marea problemă pe care eu am avut-o? Într-un fel înțelegi viața, economia, rolul băncii de pe scaunul de președinte, vicepreședinte sau director executiv într-o bancă, într-un fel înțelegi viața în momentul în care ești client al băncii, sau antreprenor, sau pur și simplu cetățean care crezi că banca e făcută să-ți facă ție nu știu ce servicii. Din punctul meu de vedere, mai ales după criza din 2008, mai ales după ce Uniunea Europeană a intervenit în piață cu niște reglementări atât de severe, din ce în ce mai mult, eu am și o mică glumă, dacă îmi permiteți, spun că toate băncile sunt astăzi membre în PCR. Așa. Membre în PCR, pentru că PCR înseamnă prudență, înseamnă conformitate, înseamnă risc. Deci, pe mine nu mă mai interesează dacă omul respectiv și-a investit toate resursele și trece printr-o criză și trebuie să fiu în ajutorul lui și să-l ajut să traverseze și eventual în ziua de mâine să am o relație consolidată cu el. Pe mine mă interesează să fiu prudent, să nu cumva să risc acolo, pentru că nu-mi dau voie normele. Mă interesează conformitatea, care este cel mai strict modul de funcționare dintr-o bancă, și mă interesează foarte mult riscul, care are niște analize fabuloase de la vârsta celui care împrumută, că s-ar putea ca mâine să nu mai fie în viață și nu mai are cine îmi returna împrumutul, de la relațiile lui în familie, pentru că s-ar putea să fie acolo niște probleme și în situația unui split activ în familie să nu mai... Deci, eu nu contest că toate lucrurile astea sunt importante. Sunt extrem de importante. Doar că ele sunt astăzi exacerbate și nimeni nu mai pune preț pe o pasiune pentru meserie. Nimeni nu mai pune preț pe un atașament față de o cauză economică și, la urmă, dar nu în ultimul rând, nimănui, niciunui actor bancar important nu-i pasă de interesele țării, de strategia de dezvoltare economică a țării. Da, e clar, ei se uită doar pentru profit și... Se uită doar pentru profit, pentru apărarea intereselor acționarilor. Exact. Să nu riște, să nu intre în nu știu ce probleme și să aibă suficient de multe informații ca în situația în care se strică ceva, să poată degaja din timp încât să minimalizeze pierderea. Pe de altă parte și condițiile draconice, sunt societăți care nu sunt bancabile, da? nu mai împrumutăm economia reală, se suflă și în iaurt acum după criza de care a spus. Poate că și aici s-a exagerat puțin cu aceste condiții, pentru că România încă are posibilitate de creștere economică, e o piață unde e clar că... Care are nevoie de resurse de finanțare. Aia e, și atunci e un cerc vicios. Și mai e încă un lucru pe care nimeni nu-l rostește cu voce tare. Toate multinaționalele care sunt astăzi în România, și nu doar multinaționalele, firmele foarte, foarte puternice, își găsesc totdeauna surse de finanțare alternativă la bănci străine. Da, așa este. Deja... Micul antreprenor român, care n-are poate nu e atât de mic. La $1,000,000 sau €1,000,000 o cifră de afaceri, nu e un antreprenor mic. Da. N-are decât o singură sursă de finanțare. Banca din România. Așa este, da.
și dacă poate să... Deci cei mari vor deveni și mai mari pentru că se pot finanța în condiții bune, de afară. Cei mici care în mod normal ar trebui să fie ajutați, n-au pe ce pune mâna. Și de asta vă spuneam, e foarte important ca o țară să aibă bănci proprii. E foarte important ca o țară să-și poată implementa strategia de dezvoltare prin aceste canale financiare care sunt băncile. În momentul în care nu le stăpânești, dar într-un mod corect, transparent, profesional, în momentul în care nu reușești să utilizezi niște facilități în interesul național, nu poți decât să fii unul din clienții unor bănci străine importante care activează în piața locală. Da, interesante. Nu sunt, eu știu, explicațiile dumneavoastră nu le auzim în fiecare zi și sunt, evident, realiste și care vin de la un om care un specialist până la urmă. Sunt realități. Și sunt realități. L-aș vrea pe Cătălin Chivu, pentru a intra un pic și în discuția aceasta legată de dobânzi, să ne mai aduce aminte situația din piețele internaționale. De când avem dobânzi mici? Nu mai știu. Cred că sunt ani buni de zile, da? Da, bineînțeles. De după criză, nu? De după criză, da. Sunt dobânzi mici și cei care au crescut dobânzile le-au scăzut după aia. Asta da, respectiv federalizări, nu? Federalizări deja a ajuns cu 3 tăieri de dobânzi de dobândă anul trecut. În Europa nu mai vorbim, dar suntem cu dobânda la zero, la depozite chiar negativă. În alte zone, ce să mai zicem? Și mai avem și lichiditate în piață, nu? Că Banca Centrală Europeană mai scoate bani. A funcționat nu? Și... Sunt vremuri atipice, nu? Din vremuri atipice. Da, știți cum e? Eu am avut un șoc, a fost șocul profesional cel mai important al vieții mele. Eram în data de 13 octombrie 2008 la Washington. Era reuniunea comună a Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional. Și atunci unul din vorbitori a spus că, domnilor, noi nu suntem într-o criză. Toată lumea, suntem într-o nouă realitate. Și vă rog să remarcați că din acel moment și până astăzi, de fapt, noi trăim o nouă realitate care nu are nimic de a face cu ce se întâmpla în piață înainte de 2007 și eu cred că nu o să aibă prea multă legătură nici cu ce va fi în piață începând cu anul 2020 și în continuare, pentru că din punctul meu de vedere, studiind un pic ce se întâmplă, noi nu mai facem, noi nu mai suntem într-o criză economică, noi suntem într-o gravă recesiune economică, care înseamnă ceva mult mai complex și mult mai profund. Detaliem imediat. Dar mai spuneți-ne un pic, dacă ne-a adus acea amintire interesantă din 2008, 13 octombrie a spus. Da, da. Cum a fost? Cum era atmosfera, să spunem, nu? Atmosfera era destul de încărcată de surpriză totală, pentru că începuseră deja criza creditelor ipotecare în piața Statelor Unite, începuse criza marilor bănci în Europa, era acel mit că too big to fail, not too big. Ești prea mare ca să poți să cazi, iată că au căzut giganți în industria bancară, deci s-au întors pe dos niște realități. Trăiam o altă realitate. Eu cred că noi vom fi într-o perioadă imediat următoare, care va începe cu siguranță anul ăsta, într-o altă realitate. Imediat vă spunem, dar mai am o întrebare pe acea temă. Să spunem că e de implicarea statului american atunci, ca niciodată. Da, așa e. Vreau naționalizare s-a vorbit. Vreau să vă spun un lucru. Nu există progres economic decât bazat pe o intervenție a statului. Eu mă întorc la cum ați început discuția. Sigur că da. Asta și de-aia... Dar uitați-vă puțin, eu vă dau un alt exemplu, care nu are legătură nici cu Statele Unite, nu are legătură nici cu Uniunea Europeană. Turcia, vecinii noștri. Da. Nu poți să nu remarci dezvoltarea fabuloasă pe care a avut-o Turcia în ultimii ani, datorită implicării statului și datorită faptului că statul, de fapt, are un cuvânt greu de spus în tot ceea ce înseamnă activitate financiară, bancară în Turcia. Și cu asta am spus tot. S-a implicat poate prea mult la un moment dat, că au fost niște probleme mari în Turcia. Da, nimeni n-a văzut încă nota de plată. Da. Locuri care au venit și pe băncile din Europa au fost puțin așa. Da, nimeni n-a văzut încă nota atunci de plată. Dar eu mereu am această discuție. Oameni buni, sigur, s-ar putea să existe o notă de plată.
dar acolo sunt niște realități pe care nu le mai poate scoate nimeni din pământul turcesc. Sunt podurile care traversează Bosforul. Investiție fabuloasă. E aeroportul, care este al doilea aeroport al lumii. E acolo, nu o să le ia nimeni. Sunt complexe imobiliare, rezidențiale, fabuloase, nu le mai ia nimeni. Problema la noi care a fost? Că s-au cheltuit, s-au dispărut, s-au furat atâtea miliarde și nu a rămas nimic. Asta e problema. Dacă noi s-ar fi făcut ceva cu un preț dublu, triplu, măcar rămâneau acolo. Știți de ce? Revin din nou la importanța statului. Pentru că într-un stat ca Turcia există răspundere și există responsabilitate și există ceea ce americanii numesc accountability, adică dai seama pentru ceea ce faci. Bine, în Turcia poate e o exagerare în sensul că foarte, foarte mulți pătimesc, poate nevinovați. Au trecut un pic și granița aceea democrației. Da, dar noi suntem la extrema cealaltă. Adică asta e o țară în care fiecare a făcut ce a vrut. Și n-a răspuns. Și n-a răspuns niciodată nimeni. Să împrumuți atâtea și atâtea miliarde. Și nu vorbesc de ce se întâmplă acum, pentru că astăzi ce face Ministerul de Finanțe, din punctul meu de vedere, nu face decât o acțiune de cameră de gardă. Să țină bolnavul în viață. Dar eu vorbesc tot ce s-a întâmplat în acești ani, bani care trebuiau în mod normal să-i regăsești în niște lucrări de infrastructură. Noi nu avem un pod ca lumea care traversează spre Bulgaria. Noi nu avem un pod ca lumea care este peste Prut. Noi nu avem un aeroport de talie internațională. Noi nu avem... Despre asta discutăm. De ce ăștia? Nu avem o rețea rutieră, nu mai spun. Da. Am o altă întrebare, ca să încheiem capitolul istorie. Istorie recentă. Spuneți-ne cum vedeți, pentru că există și a existat și există în continuare o discuție foarte încinsă pe tema cine devine. Banca pentru că a creditat prea mult sau clientul că a luat prea mulți bani, să zicem, mai mult decât îi permite plafuma, cum este această expresă celebră. Sigur că ea este pusă într-un context și într-un condiții foarte diferite. Atunci când clienții încep să nu mai poată să plătească, se uită către bancă. Bun, dacă mergem la o chestie mai mare precum e Grecia, atunci lucrurile sunt poate și mai complicate. Dar, principial, cum vedeți această temă evident complicată? Toată lumea are o vină. Bun. Aici toată lumea are o vină. Scuzați-mă că spun asta ca bancher, să zic așa, dar cred că o vină profesională majoră o au băncile. Pentru că băncile sunt unități profesionale specializate, care ar trebui să aibă o cultură a riscului dezvoltată nu doar pentru ele, cum o au foarte bine dezvoltată, ar trebui să aibă o cultură a riscului dezvoltată și pentru cetățeanul de rând care nu are pregătire profesională, care nu are acces la date, care nu știe să facă niște corelații. Mie mi s-a părut, și scuze, poate desfac o cutie a Pandorei acum, vestitele credite în franci și elvețieni, care au fost nenorocirea multor familii în țara asta. Eu am fost de la bun început împotriva acordării acestor credite, pentru simplu fapt că unul de oriunde, dintr-un oraș de provincie, care nu știe, nici n-a văzut vreodată un franc elvețien, dar el vede că dobânda la francul elvețien, la francul elvețian este de 2 față de euro, la care este 4. Și atunci el zice, domnule, între 2 și 4, ce aleg 2? Fără să se gândească că există conjuncturi economice, conjuncturi militare, conjuncturi politice, care pot să facă din 2, 6 a doua zi. Da. Iar asta mie mi se pare o răspundere a băncilor. Mi se pare de asemenea o răspundere a băncilor această lăcomie undeva inconștientă de a cuceri cotă de piață no matter how. Și dați-mi voie să spun că e o vină pe care o împart și cu utilizatorii de credite care nu sunt suficient de educați să înțeleagă gravitatea contractării unui credit cu o bancă. Da, mi-aduc aminte că în vestita perioadă credită cu buletinul am avut onoarea să cunosc persoane care aveau listă și zice, de la ăsta am luat, de la ăsta am luat, de la ăsta trebuie să mă duc. Ce e asta? Așa în toată lumea în toată lumea există acest principiu
al teului contabil în viața fiecărei familii. Știi că nu poți să cheltui niciodată mai mult decât primești. Și totdeauna în momentul în care cheltui, îți asumi niște riscuri uriașe. Lucrurile astea la noi nu sunt explicate. Nu este o cultură a economiei. Nu există o cultură a protejării muncii pe care depus-o o viață întreagă. Dar de unde credeți că vine lipsa asta de cultură? E un context de împrejurări, de unde vine? Că întotdeauna m-am întrebat așa, e și o dorință să nu se ajungă acolo? Cred că este în psihologia noastră ca români. Și dacă stau bine să mă gândesc la situația pe care noi ca familie am avut-o înainte de 89, când stăteai la coadă pentru o jumătate de pâine, că atât era cota alocată familiei noastre și 4 ouă pe săptămână, în momentul în care vezi pâine în galantar, chiar dacă n-ai nevoie să mănânci o pâine, vrei să-ți iei 2 pâini. Da, poate funcționa și la credite sau la împrumuturi, nu? Principiul acesta. Și a face împrumuturi, dar vedeți, extrapolați ce se întâmplă în capul unui individ cu ce se întâmplă în capul celor care conduc țara. Deci individul cu această psihologie de consum, știind că împrumută ca să consume, exact la fel face și cel care conduce destinele financiare al țării. Eu nu împrumut bani ca să fac ceva, să las în urma mea ceva, eu împrumut bani ca să consum. Să-mi iau un televizor, dar mai am încă un televizor, dar mai am încă un televizor. Da. Mai schimb un frigider, mai chiar și așa mai departe. Cred că e bun exemplu și cred că e de reținut analogia aceasta între apetitul de consum al cetățeanului simplu cu apetitul de consum al politicienilor. Da, știți, ne vin din spate, de fapt, niște ani de restriște, niște ani de sărăcie, niște ani de nevoi, care acum se răzbună. Și nimeni n-are curajul să iasă în fața națiunii și să spună, oameni buni, Da, opriți-vă. Să schimbăm sau să ne oprim. Da, oameni buni, noi nu putem trăi bine decât împreună. Această segmentare a societății românești, această dihonie permanentă, vedeți că provine, de fapt, tot din aceste vânturi negre adunate în sufletele noastre, eu zic, de pe vremea comuniștilor. Ați spus ceva mai devreme, ați vorbit despre faptul că traversăm sau vom traversa sau traversăm un tip de recesiune, spuneți dumneavoastră. Și din acest punct de vedere vreau să vă rog să detaliați și să ne spuneți cum vedeți starea economiei. Aici vă referiți la economia românească sau la economia globală în general? Da, că cifrele spun altă, cifrele oficiale spun altceva. Da, avem creștere economică, nu? Avem, sigur, cu deficitele de rigoare despre care ați vorbit și dumneavoastră. În primul rând, eu nu cred foarte mult în cifre decât dacă sunt auditate. Iar cifrele pe care le-am înghițit ca cetățeni în ultimii ani au fost cifre neauditate. Numărul 1. Numărul 2. Noi nu mai putem discuta astăzi de un fenomen local. Nu putem discuta de o recesiune la nivelul României. Discutăm de o recesiune la nivel mondial. Spuneam de aceste fenomene care înseamnă internaționalizare și globalizare. Vedeți, sunt lucruri care se întâmplă pe care nu le înțelegi, dar dacă ți le explică cineva, începi să vezi lumină în jurul tău. Ia ultimul exemplu. Se întâmplă această nenorocire cu acest virus din China, acest coronavirus. Ați văzut că au început deja să fie izolate orașe. Da. Au fost izolate aeroporturi. Nu se mai consumă benzină, nu se mai consumă kerosen. Automat a scăzut cererea pentru aceste două produse majore, care se traduce, dacă vă uitați în piețe, printr-o scădere a prețului la aceste produse. A fost asasinarea acelui lider iranian. Toată lumea a fost inflamată. Prețul a crescut brusc și a crescut. Da? Vedeți, sunt lucruri care se întâmplă, care sunt în afara granițelor noastre, dar care ne afectează în mod obligatoriu și permanent și pe noi. Există o situație, dacă discutăm de această recesiune, trebuie să avem o componentă militară pe care o avem și la granița noastră. Discutăm de componenta politică, există peste tot, există și în România. Există componenta economică și nu în ultimul rând componenta de mediu, care după mine va fi cu un efect devastator, de necalibrat astăzi.
Uitați-vă, suntem într-o țară care, cum se spunea pe vremuri, binecuvântată de Dumnezeu, cu munte, cu mare, cu câmpie, cu nu știu ce, avea o climă curată, o climă în care era iarnă, era primăvară, era toamnă și așa mai departe. Suntem acum într-o lună de iarnă și de câteva luni nu există precipitații. Vă imaginați care va fi situația agriculturii? Vă imaginați care vor fi prețurile produselor agricole? Da, aseară am vorbit exact pe această temă, mă, câteva minute cu invitatul meu, am ajuns și aici exact pe, plecând de la... Pe de altă parte, e un ciclu la, în agricultură. După 2-3 ani buni vine unul mai prost, așa că pe undeva poate era de așteptat, că au fost ani foarte buni ultimii. Aparent. Aparent. Eu până nu o să văd toate piețele românești inundate de produse agricole românești, dați-mi voie... Asta nu cred că ține numai de ploi. Asta la ține... noi cred că e altă problemă. Da, da. Deci, și de ce spuneam că fiecare lucru astăzi are alte dimensiuni? Aceste condiții noi de mediu complică situația firmelor de asigurări, care vor percepe cu totul și cu totul alte taxe de asigurare. Complică foarte mult situația analizelor de risc care vor fi în bănci vis-a-vis de creditarea producției agricole. De asta vă spun, viața noastră s-a complicat extrem, extrem, extrem de mult și practic nu mai putem discuta astăzi de ce se întâmplă în România fără să aibă legătură cu ce se întâmplă în Franța, de ce se întâmplă în Spania, care are legătură directă cu ce se întâmplă, eu știu, în piețele furnizoare de forță de muncă, Spania fiind unul din principalii importatori de migrație astăzi. Absolut. Și asta cu forța de muncă e o problemă la noi acum. Eu zic că nu e o problemă la noi, este cea mai gravă problemă la noi, pentru că are două dimensiuni uriașe, dacă nu trei dimensiuni uriașe. Prima dimensiune este o migrare a forței de muncă de înaltă calificare. Calificată, exact. A doua implicație este faptul că românii apți de muncă lucrează în beneficiu altor economii naționale și sunt furnizori de pensii pentru bătrânii din țările în care lucrează. Da. Și nu în ultimul, și nu în ultimul rând, și nu, nu în ultimul rând, este această descreștere demografică extrem, extrem de periculoasă, pentru că România a devenit astăzi o țară cu zone depopulate complet. Și ar fi imaginat cineva acum câțiva ani satele frumoase, cum erau ele? Dar rămase pe roagă, cu arbori crescuți în mijlocul drumului, cu școli dărăpânate. E o imagine cumplită, tristă, dureroasă. Iar asta e o chestiune pe care eu o anticipez ca fiind nu o problemă în România, ci cea mai gravă problemă din România. Mai mult decât asta, mai complicat de soluționat, nu există. Iar faptul că toți banii, da, de care spuneați au fost irosiți pe consum și nu au fost investiți, nu s-au creat locuri de muncă, nu s-au creat sinergii economice, ne-a dus într-o situație pe care, sigur, putem să o înțelegem, putem să o explicăm, dar nimănui nu-i pasă, că nimeni nu răspunde. Până n-o să vedem oameni pedepsiți pentru prostiile și greșelile strategice care au dus țara în situația în care suntem astăzi, nu vom avea o țară normală. Din cauza asta, cu toată simpatia pe care o am pentru cei care sunt dispuși să accepte o societate foarte democratică și foarte liberă, eu cred că rolul statului va trebui să fie unul puternic, fără o decizie de stat, fără o mână forte, o dezvoltare corectă nu poate fi făcută. Da, bun, e sigur că e o idee interesantă, o respectăm. Deci recesiunea, sau mă rog, vedeți o situație în economia românească și în cea globală care nu pare să mai ducă spre, de fapt e o problemă la nivel global, se pune problema acum, cum putem să facem creștere economică mai mare, dacă mai putem să mai facem, asta e până la urmă, nu? Unul dintre lucrurile cele mai grave, apropo de lucruri grave care se întâmplă în România, este că noi am pierdut foarte mult din industria verticală. Noi suntem astăzi foarte dependenți de oameni pe care nu i-am văzut niciodată. Iau un exemplu. Noi ne lăudăm foarte mult cu o serie întreagă de produse industriale pentru industria de automobile. Da. Facem ce?
facem, de exemplu, volane, facem cablaje electrice pentru mașini. De transmisie și... Dacă se, și apropo de interdependență, dacă se întâmplă ceva cu constructorul german, da, a doua zi noi suntem morți. Iau un exemplu pe care l-am trăit. Acum niște ani, creditam o firmă care construia mobilier pentru IKEA. IKEA, din niște rațiuni de ei știute, au decis închiderea facilităților pe România, pentru că au, între timp a apăruse China ca principal furnizor și au început să aducă din China lucruri mult mai ieftine decât făceam noi. Nu vreau să vă povestesc dezlodământul acestei istorii, care a fost un extrem de trist pentru omul acela de, din partea română, pentru acel om de bună credință, care și-a pus acolo tot, casă, pernă, și a crezut că face ceva. Ce ne lipsea? Această integrare verticală. Ne lipseau la vremea respectivă frații Dedeman care să vină în piață cu un magazin în care omul respectiv să-și vândă marfa proprie. Da, mi-a făcut expresia așa, se spune... Frații Dedeman, sunt frații Pavel, evident, da, dar frații de frații Pavel, da, da. O companie, am căzut victimă pieții, pentru că toată lumea le spune așa, frații Dedeman, da. Sunt frații Pavel. Nu mai avem foarte mult timp, vreau măcar două teme să vă mai aduc în discuție. Din ce vă ascult și vreau să aflu și opinia noastră, dacă credeți că această lume care acum pare că se îndreaptă spre protecționism și că poate către izolare, mai multă, nu știu dacă e izolare, dar un fel de antiglobalizare, dacă Brexitul, care iată arată o ieșire a Marii Britanii în Uniune, e o soluție la ce spuneați sau e o soluție pe care o găsiți că e pe un drum corect sau nu? În primul rând vreau să vă spun că e un exemplu prost pe care l-a dat Anglia țărilor din Uniunea Europeană, da. Și după mine o lipsă de maturitate. Sau cheltuit sume enorme de bani, s-au depus energii incomensurabile ca să punem la un loc țările Europei și să facem o structură care să aibă forța de a echilibra dominația americană, dominația chineză. Deci, din punctul meu de vedere, dezavuez întru totul acest Brexit, care mie mi se pare... din punct de vedere politic, imoral. E ca și cum să spun eu, ți-ai duce copilul de mână la școală și după ce îl vezi mergând la școală și terminând școală, în apropiere să termine școala, spui, știi ce, ai făcut o prostie, nu trebuie să mergi la școala asta. Hai acasă la mama, că e mai bine. Cam așa văd. Da, dar curentul America First și zona aceasta de, cum să o numim, protecționism, de antiglobalizare, cum vreți să o numim, de a pune taxe vamale, de a face o... Că până la urmă și aici la Trump vorbim de o politică de mână foarte aproape comercială, nu? Pentru că am văzut că încet, încet pare că reușește să-și atingă niște ținte, nu știu, cu China cum va fi. Vedeți, dacă citiți bine pe șapca lui Trump, așa, el a făcut din șapcă un mesaj pe care l-a și tradus în viață. De ce l-a tradus în viață? Pentru că are puterea de a o face. Ca să parafrazez, mi-aduc aminte de un mare lider român, între ghilimele, care spunea, facem așa, de ce? Că așa vrem noi. Da. Ai putere, faci ce vrei. Asta este exact atitudinea pe care o are Trump astăzi. Sigur, e o atitudine pe care mulți dintre americani o apreciază. Da, sigur. Pentru că a reușit să creeze locuri de muncă în Statele Unite. A redus șomajul foarte mult. Da. A repus creștere economică, ne vorbește. Da, a repus economia americană pe hartă într-o poziție de lider. Problema este că în condițiile în care în condițiile în care crezi un pol magnetic foarte puternic, așa cum sunt astăzi Statele Unite, trebuie să ne redefinim rolul fiecăruia dintre noi. De acord. Mai avem două minute, trei minute va juca. Spuneți-ne măcar câteva cuvinte despre rolul antreprenorului, pentru că sunteți, putem spune așa acum, un antreprenor. Societatea de Consultanță Atrium, spuneam la început, cu ce se ocupă, care domeniu și
Ce faceți? Ce performanță aveți, ca să zic așa? Nu pot să vorbesc de performanță. Nu, pot să vă spun ceva de o filozofie de viață, dacă vreți. Și toată viața mea ca banchier, eu am făcut corporate banking. A fost domeniul în care mi-am văzut visele toate realizate. Mă simțeam foarte bine în mijlocul economiei, mă simțeam bine când mă duceam în agricultură și vedeam că nu știu ce fermă a fost creditată de noi, că nu știu ce mare capacitate industrială a fost creditată de noi, dar după ce am părăsit mediul bancar activ, am avut o problemă foarte mare, pentru că nu știam ce să fac, nu știam cu ce să mă... Și am început să citesc ce se mai întâmplă în această industrie. Și am plecat de la necesitatea, apropo de ce spuneam vis-a-vis de modul în care românii ar trebui să fie educați, să aibă respect pentru activitatea de economisire. Am lucrat în niște ani foarte buni, în niște poziții importante, sigur, am avut niște economii. Principala mea problemă a fost ce fac cu economiile mele, unde mi le plasez, pe burse? Nu e stilul dumneavoastră. Nu e stilul meu. Nu mai avem decât un minut, două. Așa. Da, și atunci m-am documentat, am văzut că există o tendință în piața mondială ca oamenii care au niște economii să-și structureze economiile astea în funcție de niște filozofii de viață, valori, situații de familie. Și așa am început să citesc și așa a apărut ideea acestui Atrium, care este o societate de gestiune a patrimoniului. De ce fac eu? Nu fac activitate de plasamente în piață. Pot să dau consultații vis-a-vis de modul în care, vis-a-vis de ce ai tu în familie, mi se pare potrivită o structură sau alta, da. Da. Mai discutăm pe această temă. Mulțumesc că ați venit astăzi aici, mulțumesc pentru... Vă mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere. Lecțiile de viață le-aș putea numi, vă așteptăm și cu următoarea ocazie. Dacă am spart din nou gheața, nu ne-am mai văzut de ceva vreme. Cu mare plăcere. Domnul Marinel Burdușa, acum îl prezentăm președintele Societății de Consultanță Atrium, a fost alături de noi. Cătălin Chivu, îți mulțumesc și ție pentru prezență, Field of Markets. Vă spun ca de obicei, rămâneți pe profit.ro, ne revedem și ne reauzim luni, seara la ora 20 la Back in Business. Invitat va fi Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali. Numai bine!